La noi, statul ar putea să suporte și o parte din costurile facturilor de curent pentru biserici, companii de utilități sau cele care produc medicamente, farmacii și bolnavii care au acasă echipamente medicale. Sunt propunerile socialdemocraților, care trebuie însă agreate și cu premierul Ciucă. Socialdemocrații susțin că lista beneficiarilor ordonanței privind plafonarea prețurilor din energie trebuie refăcută. Parlamentarii au scris amendamente prin care adaugă noi beneficiari. De exemplu, prețul de 1 leu pe kilovatoră ar putea să fie plătit de companiile de transport, de farmaciile și depozitele care stochează seruri în condiții de frig, de fabricile de medicamente, de biserici, de școli și spitale, de stat sau private. Ordonanța a fost creată exact pe ce s-a hotărât în coaliția de guvernare. Așa a fost. Și a fost categorie uitată atunci? Așa a fost creată, pe ce s-a hotărât. În cazul bolnavilor care au acasă echipamente medicale, prețul ar putea fi de 68 de bani. Premierul a cerut o evidență a lor. Ei pot fi ajutați prin această ordonanță sau punctual, de exemplu, prin vouchere direct țintite către persoanele respective. Aproximativ 2,5 miliarde de lei a plătit statul pentru plafonarea facturilor consumatorilor casnici și companiilor în ultimele 12 luni. Parlamentarii au acuzat Ministerul Energiei că a introdus abia acum plafonarea prețului la kilowatt, deși fusese avertizat că furnizorii își vor majora nejustificat prețurile. Nu s-a ținut cont la Ministerul de Atenție la Consiliul Concurenței? Anul trecut, până în martie-aprilie, da, ne rugam de toți furnizorii din piață să ne cumpere energia electrică la prețuri 270 de lei, 300 de lei, 250 de lei. N-a vrut niciun furnizor. Și iată că acești furnizori acum ce fac? Sunt descoperiți cu 50% din cantitatea de energie pe care ei o au vândută, sunt descoperiți și o cumpără de VPZ-ul, știind că statul o poate compensa. De asemenea, ordonanța prevede și plafonarea la cel mult 2% a profitului furnizorilor și producătorilor de energie. Măsurile suplimentare propuse de PSD trebuie convenite cu liberalii, iar o discuție între cei doi lideri este programată mâine dimineață.